Bună seara și bine ați venit cu problema matematică la geometrie. Ce facem, algebră sau... Geometrie. O problemă și după aia algebră. Și după aia geometrie. Geometrie. Gata. Dă problema ca solitezi la solitează tu, hai. Triunghiul ABC este înscris în cercul de centru și rază IR. Triunghiul ABC. Apoi termina. Înscris. Da. În cercul de centru O și rază IR mi fac. Mă tează IR. H și ortocentru triunghiului. Dar ce e la ortocentru, ai zis? De ortocentru, eu nu mi-am inteles. Unde se întâlnesc toate înălțimile. Ah, intersecția înălțimilor. Da? Deci ortocentru. Vedeți? Că în timp ce citim problema, vrem să înțelegem câte ceva. Deci H, ortocentru. Și A de diametru. Da? H, ortocentru, intersecția înălțimilor, da? Ce ai mai spus? A de? Și A de diametru. A de diametru. Da. Ce-i cu ăsta diametru A de? Diametru trece prin... ce? Prin... 2, 2 R. Trece prin cercul. Da? Cea mai mare coardă. Cea mai mare coardă este diametrul care înseamnă de două ori raza, da? Cum făcea Arhimedii de oafă lungimea cercului? Dădea de trei ori și un pic la fiecare cerc, dădea de trei ori. Deci vedea, avea, desena un cerc așa pe nisip, cu altă sfoară măsura diametrul și a diametrul și întindea sfoara care era lungimea cercului și constată că merge de trei ori diametrul și un pic rămâne. Iar alt cerc, alt diametru, diametru său. Păi. Și am de trei ori și un pic. Și ăla e piu. Și de ce lungimea cercului? Două raze, ori piu acela. Adică diametru, ori piu. Da. Ori, mergem mai departe. Și în concluzie să afli B, B, H, C, D, paralelogram. Deci să se demonstreze că B... B, H, C, D... C, D... Paralelogram. Paralelogram. Ce facem? Figură. Deci am un cer. Da? Și în cercul ăsta o să scriem un triunghi. Da? Un triunghi oarecare, nu am încercat să trec prin centru pentru că tocmai trebuie să duc diametru. Da. Da? Deci e vorba de A, B, C și A de diametru AD, nu? Da. A de diametru. H ortocentru. Cum am găsit pe ortocentrul ăsta? Deci am zis un triunghi oarecare. Te-ai luat aproape. Dar centru, unde e centru cercului? E bine. Centru acolo. Hai să zicem. Deci ne ferim să fie. Adică două corți să fie egale, trebuia să evităm. Dar să zicem. Hai să continuăm, Adi. Ortocentru. Cum fac ortocentru? Ce am zis că este ortocentru? Intersecția înălțimilor. Deci duc din A înălțimea. Ce e înălțimea? Ce e înălțimea? Și Sonia este. Da? Sonia? Da. Sonia, nu știu. Ne mai vedem mult, probabil. Nu? Da. Ce e înălțimea? Unește vârful cu latura opusă. La întâmplare. Perpendiculara din vârf pe latura opusă. Perpendiculara din vârf. Păi o ducem perpendiculară.
Adică ce înseamnă că e perpendiculară? Formează acolo unde ajunge numărul de cale. Drumul cel mai scurt. Deci drumul cel mai scurt are. Iată, asta este. Nu duc așa, nu duc așa. Puneți bă, cu un punct de pe latura opusă. Nu. Înălțimea, drumul cel mai scurt. Deci asta e, zicem, A1. Și uite, am marcat aici, tu cum duci cu echerul să duci. Ai dus cu echerul așa? Da. Ca să fie 90 de grade. Din ce să ducem perpendiculară? Din ce să ducem perpendiculară? Dar cum o duci tu? Că uite-te, eu te așa aș face eu. Ca să duc perpendiculară din ce? Eu n-am să reușesc grade. Țin aici să fie 90 de grade și asta să treacă prin ce? 90 de grade aici este. Da? Dar dacă tu, ca să mă duc pe drumul cel mai scurt. Deci când duci, că folosim echerul, dragilor, atenție multe, nu am sculele astea, am tot zis odată să caut, dar iată că duci anul și n-am mai reușit. Deci ca să duci perpendicular, ții latura asta așa, asta ajunge aici și asta e paralelă cu, ca să fie unghiul 90 de grade acolo. Tu ții îți ajunge asta. Ia, să văd cum faci. Păi uite așa, așa faci, da? Ca să fie aici 90 de grade. Și acum duci acolo, și aceea. Da? Deci, iată din ce duc acum eu. Sper că am dus-o perpendiculară, n-am avut echerul, da? Și s-au dus aici 90 de grade trebuie să fie. CC1. Cele două s-au întâlnit în punctul H. Și AH este ortocentru. Și e de ajuns să ducem două. Două. A treia, dacă ar duce-o trecinea, mă rog acolo. Da? A treia. Nici nu mai caut, dar nu mai ducem, că încărcăm figura. Asta am fost să zic și ție, Mirna, de-aia am vizitat. Da? Încărcăm două sunt suficient. Încă o dată, hai să vedem ce spune autorul. Să dă un triunghi înscris în cerc. Să duci diametru AD. H ortocentru. Adică ne-a spus, știți voi ce înseamnă ortocentru? Intersecția înălțimilor. Și acum, H. Ia să vedem. BH. BH. CD. C și D. Să facem colorat. Să facem colorat. Foarte bine. BH. Deci să arătăm că BH. C și D, așa, paralogram. Este un paralogram. Nu prea mai e și paralogram, ei, pentru că probabil că n-am fost foarte riguros. Nu am văzut punctele celea cu precizie. Da, seamănă. Seamănă aproximativ. Deci să arătăm că HBDC este paralogram. Ai unit? Toată lumea a unit? Ce ar trebui să arăt ca să fie paralogram mare? Când o figură e paralogram? Când două laturi sunt paralele, două câte două. Nu două laturi. Când laturile opuse sunt paralele, două câte două. Două. Când unghiurile opuse sunt de 180 de grade. Unghiurile opuse? Formează unghiurile de 180 de grade. Așa? Sunt congruente cu unghiurile opuse. Unghiurile opuse sunt congruente. Cine formează 180 de grade? Unghiurile alăturate unei laturi. Deci ne amintim, care erau cazurile, să ne amintim împreună, cazurile care conduceau spre un paralogram. Ce condiții ar fi necesare pentru a arăta că avem de face cu un paralogram? Când, de exemplu, diagonala este împărțită în două, cum ar fi... Diagonalele se înjumătățesc, da? Deci avem așa. Hai să le luăm pe rând. O figură, un patrulater este paralogram, dacă și numai dacă. 1. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Asta e și definiția. O altă condiție echivalentă ar fi ca numai două laturi opuse să fie paralele și congruente. Numai două.
nu perechi, două câte două, corect, mai două din ele să fie paralele și congruente. Cum ar fi noi aici, ca să arătăm că avem de a face cu paralelogramul, ar trebui să arătăm, conform definiției, că asta și cu astea sunt paralele și astea două paralele, da? Deci astea paralele și astea paralele. Altfel, numai două din ele paralele și congruente, și congruente, tot paralelogram, da. A treia condiție, ca să fie văd, unghiurile opuse să fie congruente, două câte două, adică astea două congruente și astea două congruente. Diagonalele care zic că mi-ați înjumătățesc. Diagonale se înjumătățesc. Da. Aici nu avem diagonale din problemă pe amândouă. Avem una din ele, dar cealaltă, dacă o duc, încarc figura. Deci nu vine din... nu aici, deci nu vine din problemă. Așa asta cu diagonale se înjumătățesc, părăsesc ideea. Da? Și suma unghiurilor alăturate unei laturi, fac 180. Adică asta și cu asta, unghiul ăsta fac 180, la fel ăsta și cu ăsta fac 180. Hai să ne oprim la una din variante. Conform definiției, să arătăm că ele sunt paralele două câte două. Hai să plecăm pe chestia asta. Oare asta de aici, ăsta două să fie paralele? Dacă DB ar fi perpendicular pe BC prim, ar fi paralele. Dacă DB ar fi perpendicular pe BC. Pe BC prim. BC 1 asta, BC prim, da? BC sau pe AB. Dacă DB, visezi tu. Dacă DB ar fi perpendiculară pe AB, cum C1 e perpendicular pe AB, că C1 e dusă în înălțime, dacă și asta ar fi perpendiculară, atunci am avea, deci am avea două perpendiculare pe aceeași dreaptă, închipuiți-vă că așa am avea. Asta perpendiculară și asta perpendiculară, atunci și astea sunt paralele. De ce? De ce? Ce motiv am? Dacă sunt perpendiculare pe aceeași latură. Pe aceeași dreaptă, da? Dar n-am o definiție cu perpendiculare. Eu știu pentru paralelism așa. Două drepte sunt paralele dacă tăiate de o alta, formează perechi de unghiuri alterne interne, alterne externe, corespondente, două, nu știu, am timp, da? Două câte două, perechi de unghiuri. Hai să le vedem pe ăsta două drepte. Și asta ca o secantă. Fiindcă ăsta e de 90 de grade și ăsta e cu 90 de grade, ce fel de unghiuri apare ăsta? Corespondente. Corespondente. Ăsta e motivul. Pentru care sunt paralele. Da? Ăsta e motivul pentru care sunt paralele. Să ne întoarcem. Adi, dacă reușim, hai să visăm. Dacă reușim să arătăm, ați mirunat bine aici, îmi place foarte tare ideea. Cum asta, pentru că astea să fie paralele, cum asta e perpendiculară pe AB, ce bine ar fi ca și DB să fie perpendiculară pe AB. Atunci, două drepte perpendiculare pe aceeași, le obligă să fie paralele. Oare să fie adevărat? Oare DB acolo e perpendicular pe AB? Oare DB e perpendicular pe AB? Sigur, dacă nu ar fi paralelogram. Da. La ceea ce vrem noi să arătăm, trebuie să fie așa, nu? Mm-hmm. Da, da, tocmai îmi trebuie din alt motiv să fie. Da? Într-un alt raționament. Dar de ăsta cum a fost dus? De diametru. Diametru, mă. Adică e diametru. Adică e foarte important. Dacă e diametru, ce reprezintă? Diametru ce face? Împarte cercul tot. În două arce, nu? Da. Chiar congruente. Da. Congruente. De aceeași măsură. Da. Și atunci, unghiul cu vârful pe cerc, D, B, A. D, B, A. Cu cine este egal? Unghiul D, B, A. D, B, A. 90. De ce? Pentru că... este 1 pe 2 din arcul văzut, da. Subîntins. Da. Deci
unghiul cu vârful pe cerc, cum e D, B, A, este jumătate... D, B, A, este ca măsură jumătatea arcului ACD. Jumătatea arcului ACD. Și cum ACD, așa, ca mărime, este 180 de grade... AD e diametru. AD e diametru, nu tocmai am vorbit, da? Fiindcă AD e diametru, l-am împărțit pe cercul tot în două părți egale, 180 de grade aici, 180 de grade în partea cealaltă, deci 360 de grade are un cerc. Da. Și atunci, iată că fructificăm ideea că D e diametru foarte important. Dacă H e ortocentru, am fructificat un pic? Când am zis H perpendiculară, da. Deci și H-ul este fructificat, că am zis H-ul ortocentru înălțime, deci. Da, ceea ce unul când am zis că e perpendiculară pe AB. Sigur că da. Da? Iată, deci, că în problemă, nu degeaba autorul dă D, A, D diametru. Fructificăm lucrul ăsta. Autorul a mai spus-o. Totdeauna este zgârcit cât se poate. Nu dă decât niște informații minime. Da? Niște informații minime. Așa. Că H ortocentru. Foarte important. Până acum, asta că e paralelă cu asta, ne-am mers la suflet, am reușit, pentru că am avut că înălțime, a visat bine Miruna aici, dar din păcate Miruna, să spun, n-ai fost cu acel momentul până la capăt. Când mi-a tut, da. Dar ai spus, bine ar fi să fie așa, când trebuie să fie așa, pentru că paralelogram numai așa te se întâmple, dar ai sesizat că de diametru. Asta, n-a fructificat asta. Da? Vezi? Asta este. Dar mai departe. Cum o arăta că HB e paralelă cu CD? Ca să fie paralelogram. Nu punea cercul tot. Adică? Adică tot prin... Adică HB să fie perpendicular pe A... Nu să fie. Îi perpendicular pe A, B și D. Din ce motiv, Adi? HB, de ce e perpendicular? Pentru că am demonstrat. H este ortocentru. Ne-am dus H, intersecția înălțimea H este A1 cu C1. Dar și B, H dusă, dacă o ducem, și ea e în înălțime. Păi. Trece pe la, nu? Intersecția înălțimelor. Deci B, H este în înălțime. Păi. Ea este perpendiculară pe AC. Dacă și de ce ar fi perpendiculară pe AD? Dacă ar fi și ea perpendiculară. Și ea îi, pentru că AD e diametru și e jumătate din arcul. De AD. Da? Deci unghiul de aici AD, unghiul ăsta de aici, care unghiul? Cu tot. Unghiul ăsta așa, da. Tot unghiul ăsta. 90 de grade. Tot unghiul ăsta. Este cu vârful pe cerc. ACD este cu vârful pe cerc. ACD. AD diametru. Și jumătatea arcului acesta. Cealaltă jumătate. 180 pe 2, 90. Atunci ăsta e din 90. Ăsta e din 90. Cele două pe AC sunt perpendiculare. Atunci sunt paralele. Două câte două. Da? Asta paralele. Asta paralele și figura care a rezultat e paralogram. Iată că m-am dus pe definiție în sine. Nu? Am spus așa. Vreau să vă invit de fiecare dată să veniți lângă mine și să încercați să pătrundeți. Și m-aș bucura teribil de mult să spuneți, aici n-am înțeles. Și am spus, faceți un serviciu foarte mare și celor care urmăresc problema. Eu nu pot să fiu în mintea fiecăruia. Dar aici, acum, în clipa asta, voi aveți posibilitatea să spuneți, nu mi-e clar acolo, mai încercați odată. Eu încerc odată, de două ori, de șapte ori, până când se înțelege problema. Deci, Adi, te rog să repeți problema, raționamentul. Și cum ne apucăm de redactat. Dacă DB ar fi perpendicular pe AB și știm că CC' e perpendicular pe AB, atunci am demonstrat că CC' ar fi paralel cu BD. Cum AD e diametrul cercului, rezultă de aici că DBA
îi o jumătate din arcul AD și deci rezultă că măsura unghiului DBA e de 180 de grade. Foarte de 90 de grade. 180 pe 90. Miruna, te rog. Pe, ți-am zis și eu că dată? Da, pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă. Avem că BH e perpendicular pe AC. Din ce motiv? Pentru că este lățime. H e ortocentru și deci BH e perpendicular pe AC, da. Da, și ar trebui să mai arătăm că de ce e perpendicular pe CC prim. Dacă de ce ar fi perpendicular pe CC prim. Pe, nu pe CC prim. Pe CA. CA. Adică măsura unghiului ACD spre 90 grade și cum unghiul ACD se uită spre arcul de cerc AD, care ABD, dă prin B, adică ca să dă toată lumea. Care e de 180 grade, atunci măsura lui ACD va fi de 180 grade pe CA2, 90 grade. Și clar problema merge, da? Redactăm? Da. Da, demonstrați. Așa. Nici măcar nu știu matematică, băi, înțeleg, eu sunt de mine. Deci, haideți să vedem o dată ce a fost important. Ce ni se cere să arătăm paralogram? Ce șanse avem ca să fie paralogram? Care sunt variantele pentru a arăta că e paralogram? Și am început să spunem. Pentru paralogram avem definiția, paralele două câte două. Altă variantă, doar două paralele și congruențe. Unghiurile opuse, congruente, diagonale se înjumătățesc, da? Unghiurile atașate, adiacente, aceleași laturi fac 180, da? Pornim. Deci, Adi, te rog să mă încep demonstrația. Eu scriu și tu dictezi. CC prim e perpendicular pe AB, deoarece H este ortocentru. Hai să scrim așa. H ortocentru unghiului. H. Ortocentru. Rezultă că CH perpendicular pe AB. Pe AB. Apoi. După AB. AH perpendicular pe BC. Pe BC. Și BH. Toate trei, nu? Pe H și perpendicular pe AC. Pe AC. Bun. Și acum, am tradus ce înseamnă ortocentru, nu? Toate cele trei sunt înălțime. Și acum, zici, cum CC1... Cum CC1 e perpendicular pe AB. Da. AB trebuie să fie și DB perpendicular... Nu, nu trebuie să fie. Da, DB perpendicular. Cum AD, AD diametru. Da, AD diametru. Rezultă că... Rezultă că... ABD, măsura că, lui... Măsura lui ABD. ABD este de... 180 de grade pe 2. Și egal cu 90 de grade. AD, da? Măsura lui AD, BD, egal cu 90 de grade. Apoi? Cum CC... Acum scriem că... Dacă e 90 de grade, rezultă de aici. Zicea că BD perpendicular pe AB. BD perpendicular pe AB. Din cele două, adică, hai să zicem 1 și 2. Din 1 și 2. Din 1 plus 2 rezultă de aici că CC1 e paralel cu BD. Perfect. De, și subliniem. Stop. Asta. Deodată. Apoi. După ăsta. BH perpendicular pe AC. BH perpendicular pe AC. Perpendicular pe AC. Cum AD este diametru. Așa zicem, cum AD diametru. Cum AD diametru rezultă de aici că măsura unghiului AQD
egal cu 180 de grade pe 2, adică 90 de grade. Și egal cu 90 de grade, da? Da. Din cele două rezultă... Din cele două rezultă... Rezultă faptul că e 90 de grade, rezultă acum că... Rezultă că, că DC perpendicular pe AC. DC perpendicular pe AC. Hai să zicem 1, 3 asta. 3 și 4. Din 3 plus 4 rezultă de aici că ăsta DC paralel cu BH. BH, da? Da. Ei, să zicem 1 roman și 2, da? Din 1 și 2, sau le scriem pur și simplu, hai să le scriem mai bine, una sub alta, cel mai bine așa. CC prim e paralel cu BD și DC e paralel cu BH. De aici rezultă, din ambele rezultă că BDCH paralelogram. Paralelogram. Da, așa trebuie să fie, dacă totul se fac, se vadă urma unor implicații, unor relații de așa știute, da? Mergem mai departe să vedem o altă... Hai, ne ducem la algebra, acum? Nu, facem tot geometrie, domnul profesor, că e la cer, că-s blanc, nu știu nimic. Am văzut. Și atunci... Să începem să facem niște probleme mai de la început, în surele, da? Da. Adică cât de cât îi mai aducem pe linii, domnul profesor. Asta a fost o problemă frumușică. Foarte frumușică. Da? Da. Deci nu a exploatat ortocentru. Exact. Și v-ați dus dumneavoastră pe două drepte paralele, două câte două, nu știu dacă se duceau ei ca să te mă întrebi. Vedeți? Îți alegi varianta care se potrivește să acolo. Să subliniem aici că... Deci nu, din toate variantele panogramului, nu te duci pe aia care diagonale se jumătățesc. Aia clar nu te duceai. N-avea nicio șansă. Unghiuri opuse congruente, nici acolo nu neșea. Ortocentru perpendicularitate. Și diametru iară perpendicularitate, pe aceeași dreaptă. Deci ți este telefonată ideea. Da, dar ei nu cred că se ducea. Da. Eu nu am încercat să o fac acasă, știți că eu sunt gestită, n-am reușit. Da. Din cauza că n-ai văzut la de diametru acolo exact. Și multe grade. Exact, de diametru, corect. Dar oare ce e de la de diametru? Am zis... Nu degeaba, corect. Da, tot timpul spune aici. Și pentru că AD formează cu un alt punct de pe cerc, un triunghi acolo și ăla e pe cerc, din cauza asta, mama. Da, unghiul acela. Am unghiul acela cu vârful tărcerului, jumătatea arcului văzut, jumătatea arcului jumătății. Deci, fie A, B, C și D aparțin cercului de centru O și rază R. Deci, în ipoteză... Da, A, B, C și D aparțin cercului de centru O și rază R. Da. În această ordine. Am mai dat la cameră? Da, am dat dumneavoastră. Adi. Da, 28. Bine, bun. În această ordine, domnul profesor. Da. Deci în această ordine. Astfel încât măsura unghiului AOB e 60 de grade. Măsura lui AOB e egal cu 60 de grade. Măsura unghiului BOC 90 și măsura unghiului COD 120. 120 de grade. Dacă aria triunghiului AOB timp și aria. Aria triunghiului AOB e 108 radical din 3 cm pătrați. Egal cu 100... 108 radical din 3 cm pătrați. Să se afle. Să se afle. Amic. Măsura arcului AD. Deci asta tot în ipoteză. Tot în ipoteză, da. În concluzie? Amic. Măsura arcului AD. AD egal cu 5, da? Benic. Perimetrul paralelogramului ABCD. A, B, C, D. Și ce mic area patrulaterului ABCD. Area patrulaterului ABCD. A, B, C, D. Cum vă gândiți să plecăm copiii? Voi trebuie să vedeți. Facem un cerc. Da.
És ABCD. Și în ordinea asta, da? Da, ABCD. B. C. Să nu trece prin diametru. Da, să nu trece. C. Și D. Hai. Bun. Așa încât AOB A, O, B, unghiul ăsta să fie câte grade? De 60. 60 de grade. B, O, C, B, O, C, 90. Să fie de 90 de grade. Ca să fie de 90 de grade, să ducem noi da. Perpendicular, așa, da? Păi. Să știm aici, câte. Ca să fie unghiul C, aici. Și C, O, D, C, O, de. Deci chiar mai mare. Deci mai mult decât diametru aș fi fost așa, nu? Ca să fie 90-90 și mai vin cu 30. Uh-huh. Deci ăsta este 120 de grade. Ăsta este punctul D. A, B, C, D. Să se afle area triunghiului AOB. Nu, știu și că area triunghiului AOB 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 pare cu cine este area triunghiului AOB? Cu DOC. Nu ca... Cât e egală? Cu cine este egală? 60 de grade. Nu copii, formula la area triunghiului. Area triunghiului AOB? Da, trebuie să ne vedem de ea. Baza ori înălțimea pe 2. El e triunghi echilateral. Da. E... De ce e triunghi echilateral? Pentru că AO și cu OB sunt baze, sunt raze. Raze, da. Și are un triunghi de 60 grade. Și triunghi echilateral. Și are d'accord, un d'accord. Și cum mă propui să aflu area? Păi, baza ori înălțimea spre 2. Baza. Baza... AB sau da. OB sau OA. Ce bază? O bază poți să luăm, orice latură ca bază. Care? Asta mă îndeagă după mediul. AB. AB. Și atunci trebuie să duc înălțimea, nu? Unde pică înălțimea? La mijloc. La mijloc. Deci eu m-aș fi dorit altceva, dar voi îmi vreți așa, așa fac. Da, mai știți vreo formulă la arie? A, da. Ori B, ori C. Era o formă. Era cu siguranță. Produsul a două laturi, ori sinusul unghiului dintre ele. Semiprodusul. Produsul a două laturi, ori sinusul unghiului dintre ele. Semiprodus, adică supra 2. Pentru că, mai copii, a spus mai din vreme că e baza ori înălțimea, da? Și asta o duc. Și înălțimea o fac într-un triunghi dreptunghi care este aici și aplic sinusul și merge foarte bine. Dar cel mai bine acum este asta, să o folosesc așa, să formulă, raza ori raza. Câți raze? Tocmai ce-am zis, da? Exact. Ori sinusul unghiului 60 de grade. Pe 2. Deci area triunghiului, area triunghiului A, O, B. Este egal. Deci încep dintr-o problemă. Corect. Că nu degeaba mi-a dat autorul aria asta. Corect. Da? Și unghiul de acolo. Și unghiul de 60 de grade. Deci mă duc ușor spre problemă. Da, da. Am o întrebare totuși. Dacă aria lui, măsura lui AOD e de 90 de grade, nu rezultă că C și cu BD sunt diametre? A, C, AOD. A, care? OD. A, O, C, A, O, D, zicea. A, O, D. De cât e? Păi de 360 grade minus 150 minus 120. Și cât faci? Păi face 210 minus 120,
90. Face tot 90, da? Mhm. Da. Și ce cu asta? Păi și dacă e diametru, nu folosim. Cine e diametru? AC și cu BD. AC și cu BD? Că s-au pus la vârf. Da, unde? Ele s-au pus la vârf, dar sunt așa. Uite, ăsta e numai de 60 și ăsta e de 120. Nu, celălalt. Păi da, dar nu sunt în prelungire. Miruna. Deci 90 și 90, dar nu sunt în prelungire. Eu n-am făcut aici 90 așa, așa. Ca ăsta să fie cât asta. Deci este nu sunt opuse la vârf. Ce înseamnă unghiuri opuse la vârf, Miruna? Așa, în prelungire. Au 90 de grade. Deci asta se cheamă opus la vârf. Dacă au 90 de grade și 90 de grade, sunt cu același vârf, dar sunt două unghiuri diferite. Am înțeles. Nu sunt opuse, da. Că n-am dus în prelungire. Corect. Da. Bun, mă întoarc. Și atunci, AOB, area lui AOB, cu cine este? Cu raza... Cu raza AOB. Da. Deci AO ori OB. Ori sinus de unghiul 60 de grade, totul pe 2. Și egal mai departe cu iar, ori sinus de 60 de grade, totul pe 2. Și egal cu iar pătrat, ori sinus de 60 de grade, pe 2. Dar eu o știm, nu? Da, unde? Are, și, da, eu... Și egal mai departe cu iar pătrat, orsin de 60 de grade, sinusul de 60 de grade, iar eu știu, ca valoare. Sinus de 60 de grade, radical de 3 pe 2. Radical de 3 pe 2, da? La 30 de grade e 1 pe 2, da. La 60 de grade cât cosinusul, da? Sinusul e cât cosinusul de 30. Deci radical din 3 pe 2 și supra 2 și face iar pătrat, radical din 3 pe 4. Ier pătrat, adică din 3 pe 4. Ce frumos lucrat, domn profesor. Da. Și cine este area? O întorc acum 100 așa. Ori... Ce zicem acum? 108 radical din 3. Egal cu ier pătrat, radical din 3 pe 4. Pe 4. Deci valent cu. Ce putem afla de aici, copii? Pe ier pătrat. Raza. Raza. Ce am putea face înainte de a drumul la lucru? Observăm că radical din 3 și în stânga și în dreapta putem împărți prin radical din 3. Da? Deci, radical din 3 și radical din 3. Și atunci ce rămâne, Andy? Rămâne 100 ori 4. Ori 4. Egal cu raza la pătrat. Vezi? Egal cu raza. Egal cu el pătrat. Echivalent. 432 de acum. 432 de acum. Lăsa așa. A, lăsa așa. Bine. Nu mă grăbesc. Ok. De atunci, ierul va fi egal cu radical din 4 ori 108 și face radical din fiecare, nu? Da. Radical din 4 iese 2. Face 2 și radical din 108 rămâne. Da, mai scoatem ceva de acolo. Hai să încercăm să descompunem. Adică 2 ori, cât o face ori 108 ăsta? 108. Nu știu. Nu știm, nu știm. Hai să descompunem. 108. 36 ori 3. Da, 36 ori 3. Uh-huh. Iesă un... Și 36 ori... 6 scapă 3, 6 scapă 6. Iesă 6 și rămâne radical din 3. 6 radical din 3. Și vine că e egal cu 2 la 6, 13. Radical din 3. Bun. Am aflat ceva. Deci e egal cu 12 radical din 3 este... Cine? Raza. Adică AO, OB, OC, OD. Da, și acum aflăm cât e măsura arcului AD. Da. Cum aflăm măsura arcului AD? Dacă... Am pus mâna pe rază. Dubă important. Foarte important. De ce am exploatat? Rază-i faptul că are dată. Și acum începem să vedem arcul AD. Măsura arcului AD. Ia e 1 pe 2 din măsura lui AOD. Nu e jumătate, e dublu arc. Da. Unghiul, pardon, unghiul la centru e egal chiar cu arcul. Iertați-mă, nu sunt atent. Am obosit și eu. Sunt un pic de... Da, știu. Și eu la fel. Da?
de cauza, mi-am amintit atâtea lucruri acum și aș vrea să vă spun, Mihaela, sunt foarte tare afectat și alături de tine, pentru că mizeria se desfășoară, adică e la ea acasă, așa e, la țara asta noastră. Și ca să... O, Doamne, pe cât am mai trecut, nu știu, Dumnezeu îmi dă atâta putere. Deci, Cristi Merticar vine la mine la oră, eu l-am crescut pe acest profesor, deci l-am crescut în sensul că în momentul în care a venit în învățământ, l-am luat, l-am... eram în vârful, vârfului, așa zicem, pe, și pe directorul școlii de acolo, cum îl cheamă, pe Andrei, Gabi Andrei, o vin la Mărieș, la mine, l-am luat acolo. Au fost profesorii care i-am luat pentru a pregăti lotul olimpic. Da, așa. Sunt foarte bun. Da. Și vreau să spun că la momentul când au venit în inspecție garda medical, deci au venit și s-a uitat la profesorul lui, mentorul lui, la care s-a uitat cu foarte mult drag, și mi-a spus că fac o lecție foarte proastă. Deci asta este. Deci a venit inspecția la mine, trimis de către minister, când a fost bătălia cea mare, și a spus că fac niște lecții proaste. Deci, să înțeleg, după ce l-ați format ca și... Tocmai. Când m-a admirat, pur și simplu, m-a admirat. Mă divinizam, înțeleg. Da, da, da. Și când a ajuns inspector și a venit în inspecție la dumneavoastră, da, a zis lecțiile pe trimis care special pentru chestia asta. Trimis special pentru chestia asta, lecțiile erau proaste. A semnat că este o lecție proastă. Asta este. Da. Și-i cumplit. Când școala toată era la geam și strigau cu plancarde, ești profesor slab, ești profesor slab, s-au blocat orele, o oră întreagă și toată școala, prin ce a putut să trăiască, este cumplit. Deci asta este, era mesajul, trebuie să scăpăm de omul ăsta. Și toată lumea participa la... Așa că nu-i nimic prin ce trece tu, când găciți, deci să vă mobilizați. Asta e viața, așa sunt lucruri mizerabile. Complicat. Da, hai să vedem acum. Deci ăsta e unic vârf la cerc. Miruna, tu ai spus că e 90 de grade. Și da. Dublu. Și atunci nu, e exact unghiul. E exact cu mărimea unghiului. Da. Când e cu vârful pe cerc, e jumătate, Adi. Da? Unghiul cu vârful pe cerc. Da? Să scrie. Deci, unghiul cu vârful la centru. Unghiul cu vârful la centru. Este egal, sublineați, egal cu măsura arcului subîntins. Adică măsura arcului AD e 90 grade. Adică măsura arcului AD e 90 grade. Da? Măsura arcului AD e egal cu 90 de grade. Măsura arcului AD. Tu asta trebuia să la punctul A. Da? Deci prima problemă era să lăsim măsura arcului AD. Da. Tu ai spus foarte bine, unghiul, măsura unghiului, mai întâi, AOD, egal cu 360 de grade, minus 60 de grade, minus 120 de grade, minus 90 de grade, da? Minus 60, minus 120, minus 90. Da, și dă... Și dă exact 90 de grade. Iacob, da? Și atunci, cum știm că măsura arcului AD, arcul AD, egal cu măsura unghiului AOD. Și egal cu 90 de grade. Da? Măsura arcului AD egal cu măsura unghiului AOD și egal cu 90 de grade. Unghiul la centru? Egal cu unghiul cu vârful pe cerc, când ar fi fost vorba cu unghiul cu vârful pe cerc, așa, ăsta, egal cu jumătatea arcului văzut. Sau arcul este dublu unghiului. Că ăla e pe cerc, dar ăsta e la centru. La centru. Centru, uite așa, tot un cerc este în jurul lui. De aici 36 grade. Cercul mai mare, tot 36. Corect. Și atunci, arcul ăsta văzut exact cu unghiul la centru. Ăla care le-ați făcut dumneavoastră e 1 pe 2, nu? Asta e unghiul pe cerc. Și atunci este jumătatea arcului. Unghiul cu vârful pe cerc, jumătatea arcului. Sau arcul e dublu unghiului. Arcul e dublu unghiului.
dacă unghiul e jumătatea arcului, arcul este dublu unghiului. Nu? E bine cum spune. Da, da, da. Bun. Acum perimetrul lui ABCD. Perimetrul ABCD. A, B, C, D. Adică lungimea... AB o știi, domnul profesor, că am aflat pe AO și echilateral, am zis. AO, B, am zis că e echilateral. Echilateral și pentru exact cât raza. Da. Dacă pe asta o putem afla. Deci AB, hai să spunem. AB... O știm. Deci egal radical cu... Ce nu știu? Păi tot, pe ce o aflăm imediat, AOB și cu acest cu raze, avem da. Un dreptunghi. Corect, nu mi-era. AB egal cu raza și egal cu 12 radical din 3. Acum pe BC o putem afla? Da. Pentru că triunghiul e dreptunghi, care din triunghiul, mergem în triunghiul care? BOC. B, O, C. Și avem. Avem O, B, O, C raze și le știm. O, B egal cu rază, O, C egal cu rază. Da, măsura unghiului BOC 90. Măsura lui BOC, BOC 90 de grade, da. Egal cu 90 de grade și atunci spun repede că prin Pitagora. Corect. Da? Ce o să spun? BC pătrat, ai ajutat mare. Hai. BC pătrat. BC pătrat egal cu OC pătrat. 2 ori OC pătrat. Sau OC ori... Face de 2 ori ieri pătrat, da? Ieri pătrat plus ieri pătrat, deci 2 ieri pătrat. Și egal cu 2 ori... Egal cu 2 ori 12 radical din 3. 2 ori 12. Radical din 3. Egal cu... Ba nu. Dar nu, 12 radical din 3 la pătrat trebuie să spune. 12 radical din 3 la pătrat, da. Așa, la pătrat, da. Deci egal cu 2 ori... Egal cu 2 ori 144 ori 3. Și vine 2 ori 3, 6 ori 144. De unde e, deci, rezultă că e... BC simplu. BC simplu. E radical din... Radical din 6 ori 144. Da. Ai înțeles din amulțitate? Da. Din ce motiv? Pentru că se scoate un 3 și un... Nu 3, nu e să... Spalem 12. 12 și 144. Da. Da? Deci va fi egal cu 12, radical din 6. Da? Deci avem, hai să zicem, AB este egal cu 12 radical din 3. Avem că BC am aflat acum, 12 radical din 6. Să vedem mai departe cât este CD. Trebuie și CD. Păi simt că O, C și O, D sunt rar. CD e 120. Da. Nu, arcul CD e 120. Așa. E 120, 180 minus 120 e 50. D, O și O, C sunt raze. D, O, C, I, S, O, C. Da. Înseamnă că unghiul O, D, C egal cu unghiul O, C, D. O, D, C egal cu O, C, D. Și egal cu 180 minus 120 împărțit la 2. Adică 30 de grade. Da. Adică 30 de grade, da? 30 de grade și 30 de grade. Și, Miruna, la ce mă dă? Condu-mă că... Ducem înălțime. Ducem înălțimea de... Da, teorema lui Pitagora? Da. Ce da. Știm în triunghiul ăsta? Știm o ocă. Hai să notăm mai și o mă. O mă, da. Știm D-O. Știm pe D-O, de acord. Și atunci D-O o să fie... O mă va fi 1 pe 2 din D-O. O-M este jumătate din D-O. Cum D-O este 12 radical din 6, ai aflat-o pe O-M. Da? Deci O-M. Hai ca să înțeleagă toată lumea. Aplicăm sin de 30 de grade. Deci în triunghiul, zicem. În triunghiul O-D-M. Zicem sinus de 30 de grade egal cu cateta opusă. O-M. OM supra OD. OM supra OD. Sin de 30 de grade. Echivalent cu sin de 30 de grade este 1 pe 2 egal cu OM
supra 12 radical din 3. La 12 radical din 3. Deci rezultă că om e 6 radical din 3. Om este egal cu 6 radical din 3, da? Ăsta e motivul că jumătate din ipotenuză, da? Da. Deci om e... Și dacă am aflat pe om, putem să-l aflăm pe dm? Da. Da. Da, pentru că teorema lui Pitagora... Dar nu era mai bine să aflăm cosinusul. Da, ăla cu 30 de grade. Ca să-i dea de dată de m? Corect. Cosinus de 30 de grade. Hai să mergem apropo de asta. Cos de 30 de grade. E cam ca atât alăturată de m supra ipotenuză de o sau o de echivalent cu? Cos de 30 de grade este... 1 pe 2. 1. Nu. Radical din 2 pe 3. La unghiuri mai mici, valori mai mici. Mai mici decât 1. Deci nu poate să fie 1. Așadar, cât este? Radical din 3 pe 2 este egal cu dm supra od. Supra 2. Da? Od. Dar pe știm pe od. Od îl știm, echivalent cu. Hai să scriu lucrăm. Radical din 3 pe 2. Egal cu dm supra 12 radical din 3. Deci 12 radical din 3. Și dm este egal cu dm. Acum 12 ori 3. 12 ori 3, 3, 6 pe 2. Da? Deci 18. Am aflat și pe dm, atunci dc total rezultă că dc este de 2 ori dm și egal cu de 2 ori 36. Deci egal cu 36. Așadar, adaug aici că dc egal cu 36. Și acum adm-ul ăla, adm, mai, o fi greu, asta de aflat. Adm, ar fi o problemă. Da. Păi 90 de grade, exact cât BK este. Deci... Ca BK, pentru că și AO și OD sunt tot raze și ăla e 90 de grade și... Deci arc... Parda asta e cât ca la asta. Exact. Ați putea spune cine este A, B, C, D? Ce este figura asta? Trapez. Este un trapez. Da? Faptul că am... Orzile astea egale, arcile astea egale, două sunt paralele. Deci, da, este trapez. Deci, AD este tot cât BC și egal cu 12 radical din 6. Da. Avem toate laturile, putem să aflăm perimetru. Perimetru. Și aria? Păi, aria e baza mică plus baza mare, ori înțime pe 2. O mână oferă. Baza mare o știm, baza mică o știm. Și mână înțime, o mână o știm. O mână o știm, mai ne trebuie asta. Păi, nu-i omul, cum este 3 omul? 6 radical din 3, nu-i 12 radical din 3? Păi, cât este? 12 radical din 3. Deci este... Nu este egal? Cu cine este egal? Da, ea zice că nu-i cât omul. Cu asta? Ori, să notăm cu R, ori acolo. Sau N. Da, cu N. Cu N, să zicem. A, N egal cu N, B și egal deci cu 6. Deci unghiul ăsta este de 30. 30 de grade. Da. Și între unghiul ăsta, N, O, B, aplicăm... Raza iară. Da. Aplicăm ce funcții știu trigonometrice? Cosinus. Pe jumătate, domnul profesor. Știu că N, B e 6 radical din 3. Deci... Da. B, O, nu. Și noi ce vrei să aflăm? Am avut odată așa. Băi, sunt probleme, vezi că n-am terminat, da? Păi da, la mă pot să opri acum. Bine, urmai ești în continuare. Să vedem ce fac în continuare, că a venit și aveți, la tasa. Da, și are test. Da, are test. Cosmin. Da, bine, 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 uite-te ce fac. Bine.
În finalul este că se poate afla repede și asta. Da, da. Și acum, frate, acasă, aia este baza. Vedeți, cu finalități, da, trebuie să înțelegeți în idee. Să facem o sinteză mică, cum să facem asta? Hai să facem și... ce am făcut aici? Deci am făcut cercul, care-i... La prima problemă, hai să ne amintim. Pe la prima problemă a fost cu ortocentru, cu cercul înscris, cu ortocentru. Da. Ce, triunghi înscris, triunghi înscris. Așa. Ortocentru. Da. Punct diametral opus, da? Diametru. 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 Paralelogram, știți că am zis toate. Gram, și asta a fost prima problemă. Da, și așa am avut... unghiul cu vârful la centru. Corect, unghiul cu vârful la centru. La centru. Da. Apoi... ce am avut aici? Figura asta că e trapez, nu? Da. Trapez. Aria. Perimetru. Trapez. Perimetru. Area triunghiului. Cam asta au fost, vrea atins. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profanat, vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la share. La revedere.